Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio, vă mulțumim că ați ales să fiți împreună cu noi în următoarele minute. Și de asemenea, așa cum v-am obișnuit până acum, vă aducem în fața dumneavoastră o temă nouă și de asemenea un invitat deosebit, un prieten și un bun colaborator al emisiunilor noastre. Îi spunem un venit domnului Marius Sildeșan, istoric și de asemenea profesor. Marius, bine vin la noi în emisiune. Bine te-am găsit, Cătălin, bine v-am găsit, dragi telespectatori, dragi urmăritori ai emisiunii Realitatea la zi. Mă bucur, repet, poate mă bucur de faptul că am oportunitatea de a fi alături de tine, Cătălin, de a fi în acest studio și de a împărtăși, iată, o temă care se încadrează în acest context al societății contemporane. Există un citat celebru spus de un mare învățat al României, e vorba de Nicolae Iorga, care spune că cine nu-și cunoaște trecutul sau poporul care nu-și cunoaște trecutul este dator să-l repete. Cum ți se pare ție această afirmație? Da. Mulțumesc, Cătălin, pentru acest citat. El, într-adevăr, aparține unui mare om de cultură, de asemenea și om politic. Este vorba de marele istoric Nicolae Iorga. Ce pot să spun decât faptul că ideea este una interesantă, anume aceea că dacă nu-ți cunoști originea, dacă nu-ți cunoști rădăcinile, ajungi într-o anumită măsură să repeți anumite greșeli, să cauți, să vezi care este identitatea ta, de unde vii, încotro mergi. Putem spune că într-o anumită măsură e ca și cum ar fi un fulg în bătaia vântului, fără o anumită direcție, și atunci te lași purtat de curentul de aer și ajungi la un moment dat poate să reiei anumite aspecte, anumite lucruri. Există și această idee aceea că fără cunoașterea trecutului suntem condamnați să-l repetăm. De ce am fi condamnați să-l repetăm? Pentru că nu-l cunoaștem, nu am învățat nimic din trecut. Deci se presupune că istoria ar trebui să fie o lecție pentru noi cei prezenți, pentru cei noi de astăzi. Da, istoria poate constitui o lecție pentru noi. Ca istoric, aș dori să mă refer la cele două mari direcții ale sensului cuvântului, termenului istorie. Pe de-o parte, atunci când vorbim de istorie, vorbim de o știință, știința istoriei, iată materia care se studiază la școală, se studiază la facultate. Pe de altă parte, așa cum ai menționat și tu și este sensul la care ne vom referi în această seară, atunci când vorbim de istorie, vorbim de aspecte care s-au întâmplat în trecut, evenimente care au avut loc, evenimente care și-au lăsat amprenta asupra civilizației, asupra istoriei omenirii, ca să spunem așa, atât mai îndepărtate cât și mai apropiate de noi. Este foarte important să ne cunoaștem trecutul, este important să cunoaștem experiențelor celor de dinaintea noastră. De ce? Pentru că suntem oameni și ca oameni suntem dorniși de a învăța lucruri noi, de a avea noi experiențe. Și de multe ori firea noastră pământească, firea noastră de ființe umane, să spunem așa, ne dă posibilitatea aceasta de a învăța pe de o parte din experiențelor strămoșilor noștri, dar și pe de altă parte de, cu riscul de a face greșeli, de a învăța și de a experimenta lucruri noi. Mă gândeam, Cătălin, scuză-mă că te-am întrerupt, dar
ideea ta este una interesantă. Mă gândeam la această direcție a istoriei chiar când deschideam emisiunea, anume aceea de istoria ca pedagog, istoria ca și învățăcel. Exact ceea ce spuneai tu mai devreme, adică avem, eu știu, să spunem, datoria poate de a învăța ceva din trecut. Este adevărat faptul că ca și un copil, mă gândesc, el învață ceva din ceea ce îi spunem noi sau din ceea ce îi spun cei care au mai multă experiență. Pe de altă parte, el își construiește singur propria identitate, propria istorie, trăind-o. Într-o anumită măsură putem să facem o translație și să vorbim că și la nivelul unei comunități mai mari sau mai mici, fie că vorbim de o comunitate religioasă, avem aici în imagine Biblia, fie că ne referim la o comunitate umană cu sens politic, cum ar fi națiunea. Fiecare dintre aceste entități, fiecare dintre aceste comunități au niște elemente la care se raportează, fie că conștientizează sau nu acest lucru. Pe de altă parte, într-o anumită măsură, ele își construiesc singure istoria lor. O altă idee interesantă ar fi cea pe care am regăsit-o în cartea autorului britanic George Orwell. Este vorba de 1984. Și mi-am notat aici, Orwell menționează la un moment dat o chestiune interesantă. Astfel, cine controlează trecutul, controlează viitorul. Și cine controlează prezentul, controlează trecutul. Prin urmare, iată, există adevăr și există neadevăr în trecut, există adevăr și există neadevăr în prezent, însă, după cum spunea tot Orwell, faptul că, să spunem eu sau noi, avem un set de valori la care ne raportăm, de care ținem, deși, să spunem, ele pot fi contrare direcției majoritare din societate la momentul respectiv. Ce spunea Orwell? Spunea faptul că chiar dacă ai această idee, chiar dacă adevărul la care te raportezi nu este unul acceptat de societate și poate la un moment dat ești pus la mod generic contra lumii întregi, să spunem așa, să hiperbolizăm, acest lucru nu înseamnă că ești nebun. Vorbim de creștinism, vorbim de rolul creștinismului. Aș avea un comentariu aici, da? Și împreună ar trebui să vedem care într-adevăr este rolul creștinismului în toată această istorie. O remarcă foarte simplă, vedem inclusiv, nu doar în manuale de istorie, vedem foarte mult atunci când se vorbește despre ani, despre evenimente, BC, da? Da. Before Christ și Anno Domini. Deci, practic, dintr-o, să spun, constatare așa, la prima vedere, vedem că, de obicei, istoria are o legătură directă cu creștinismul. Deci, întotdeauna, cel puțin în manuale și în toate aceste tratate de istorie, și nu numai, se folosește AD și BC. Da, este vorba de o chestie interesantă pe care am remarcat-o și eu ca istoric și ca profesor, anume, deși Iisus Hristos, că El este persoana centrală la care ne referim aici, este un, eu zic că dincolo, și nu numai eu, dincolo de personajul religios, El este și un personaj istoric. Deși este
o persoană destul de contestată. Poate că astăzi mai mult decât în trecut, deși și în trecut au fost momente în care Hristos a fost contestat, creștinismul a fost contestat, a fost persecutat. Totuși, dincolo de chestiunile astea, Hristos este cel care împarte istoria în două. Avem perioada dinainte de Hristos și perioada de după Hristos. Mă gândeam acum iarăși la o chestie foarte interesantă, anume aceea că Iisus Hristos este ca și este cumva la mijloc și până la el anii sunt descrescători, adică toate evenimentele vin spre el, iar de la momentul respectiv avem anii crescători, adică evenimentele, lucrurile, ideile se dezvoltă mai departe. A zice că așa o privire simplă ne duce la gândul că practic creștinismul împarte istoria în două. Este o constatare pertinentă. Indiferent că sunt un om religios, că am o relație personală cu Domnul Hristos, că până la urmă cred că El a murit și a înviat pentru noi, până la urmă, ca un om care iubește istoria, ca unul care citește sau cel puțin a studiat istoria la școală, inclusiv cei care sunt atei, vor vedea că până la urmă istoria se împarte în două. Dar nu e vorba de faptul că acțiunea respectivă se petrece la viitor. Eu aș zice ca istoric că acțiunea se petrece la momentul actual, în prezent. Deci la momentul actual istoria este în acest sens al calendarului creștin, pentru că despre el vorbim aici. Și interesant este faptul că cel care a lucrat de a făcut acest calendar creștin era oarecum din această zonă briverană nouă, unii consideră că chiar Dobrogea, este vorba de Dionisie cel Mic. Prin urmare, având în vedere faptul că la momentul actual din punct de vedere istoric, din punct de vedere politic, ne raportăm la istorie pe baza acestui calendar creștin, nu? Dovadă faptul că, iată, suntem în anul 2021. Nu vorbim de calendarul islamic, care și el începe cu anul... Nici măcar mozaic. Nici măcar mozaic, da. Nici măcar mozaic și nici roman, care calendarul roman începea cu, a spune noi, convențional acum, anul 1753 înainte de Hristos, anul fondării Romei. Dar iată că vorbeam de rolul creștinismului. Cred că societatea actuală este impregnată de aceste valori ale, să spunem, ale creștinismului. Influențe majore. Influențe, da, de aceste influențe majore, inclusiv modul în care percepem trecerea timpului, ca să zic așa. Așa este. Foarte interesant. Cred că sunt motive suficiente ca să înțelegem și mai mult să îi convine și pe telespectatorii noștri că e bine să ne cunoaștem trecutul, să ne cunoaștem istoria și mai mult să urmărim ceea ce se întâmplă. Ceea ce zicea Orwell acolo este dureros și uitându-ne la realitatea care ne înconjoară, vedem că asta se întâmplă. Practic, spunea eu că cine stăpânește, practic, cine conduce în vremurile acestea, poate rescrie trecutul. Deci, practic, și vedem asta că se întâmplă, practic, interpretarea. Evenimentele nu se mai pot reface sau exact cum au fost, dar interpretarea acelor evenimente se poate. Asta înseamnă rescrierea trecutului. Interpretarea evenimentelor care au avut loc se poate. Deci, practic, până la urmă, și istoria, deși sunt de ordinul trecutului, evenimentele istorice sunt de ordinul trecutului, interpretarea lor se poate schimba. Da. Mă gândeam acum
că Orwell aici, el chiar într-o anumită măsură exemplifică acest mod de a controla prezentul, de a controla istoria schimbând trecutul. Personajul principal din domnul Smith din carte din 1984, din romanul 1984, se ocupa tocmai cu, am spune noi astăzi, falsificarea istoriei, schimbarea trecutului pentru generația contemporană lui. Dar e o chestie, aș spune eu, cumva perfidă. Ce făcea? Mergea la presă și schimba conținutul ziarelor pentru ca acestea să corespundă cu prezentul. Și de asemenea mergeau la cărți și schimbau conținutul, informațiile în așa fel încât acestea să corespundă cu, să corespundă cu prezentul. Iar sursele reale, veridice, primare, aș spune eu ca istoric, erau distruse. Poate că într-o anumită măsură, ca să facem o aplicație și pe istoria creștinismului, se încearcă anumite acțiuni de acest gen, în sensul că sunt reinterpretate anumite evenimente. Mă gândesc la ceva concret, anume la rolul bisericii în perioada Evului Mediu. Și dintre toate aspectele pozitive, să spunem așa, dacă este cazul, vom face câteva referiri la ele, unii ajung să se concentreze doar pe inchiziție, doar pe partea de persecuție, doar pe acțiunea bisericii catolice de, să spunem, de luptă împotriva ceea ce ei considerau la momentul respectiv a fi o erezie. Aș spune eu chiar o dublă măsură. Reinterpretarea trecutului se face într-un mod vicios, aș spune. Se scot în față aspectele negative. Trebuie să le cunoaștem și... Aspecte negative cu precădere la creștinism, Cătălin. Exact. Mă gândeam și la discuții anterioare pe care le-am avut noi și la informații la care am ajuns prin intermediul muncii tale și a echipei de aici, de la Producens, și vă felicit pentru acest lucru. La faptul că, iată, la momentul actual, creștinismul este una dintre cele mai persecutate religii ale lumii. Adevărat, și asta o spun ultimele statistici, organizația Open Doors face asta în fiecare an, creștinii continuă să fie cei mai persecutați oameni de pe fața Pământului. Și dacă vorbim despre dublă măsură, și aici, bineînțeles, unul din rolurile cele mai importante pe care are în, să spunem, reinterpretarea aceasta istorie, o are presa, bineînțeles, da, cei care formează opinii. Dacă aș pune în două talere ale balanței, da, evenimentele din Evul Mediu și ne referim la închiziție și apoi persecuția contemporană, ceea ce se întâmplă acum. Da. Aș spune că mass media mai mult mediatizează inchiziția și scoate în fața privitorilor ceea ce a făcut greșit biserica, da, în vremea aceea, decât ceea ce se întâmplă acum, masacrele care sunt în lume chiar în zilele acestea. Da, mai am un citat pe care mi l-am notat, un citat din Octavian Paler care l-am pus în deschiderea cărții mele despre istoria baptiștilor în perioada comunistă, și Octavian Paler spunea în felul următor: în absența unor adevăruri întregi, istoria începe să fie devorată de mitologie, iar mitologia e încă mai greu de combătut ca o minciună. Și cred că ceea ce spune el aici se
pliază destul de bine pe ceea ce vedem astăzi. Iată, avem niște fragmente de istorie, să spunem așa, niște adevăruri care, care nu sunt întregi, nu sunt complete și iată că în acest context, să spunem, în jurul istoriei creștinismului, în jurul istoriei bisericii, se construiește o mitologie, o mitologie care ajunge să fie mult mai greu de combătut decât ai combate o minciună. Se croșetează cu dibăcia, spun eu, de niște maieștri, o falsă realitate, practic de la niște adevăruri cunoscute parțial, că până la urmă nu cred că există ceva atât de bine documentat. Într-adevăr, au existat istorici de-a lungul timpului, dar pe lângă adevărul istoric, care este, să spunem, verificat, este validat, da? Da. Pe lângă asta există și foarte multă legendă, bineînțeles, și exact ceea ce spuneai tu, o construcție dintre aceasta care să îmbogățește, cu ghilimele de rigoare, evenimentul respectiv. Dacă ne referim la creștinism, de obicei este împotriva creștinismului. Oricât de bine ar fi acționat creștinii la vremea respectivă, au fost evenimente multe. Să nu uităm faptul că, apropo de influența aceasta creștinismului în istorie, ei au adus educația, au influențat educația, activitățile sociale, vorbim de orfelinate, de spitale. Oricât de mult ar fi contribuit la dezvoltarea societății umane de-a lungul timpului, întotdeauna aceste mici răutăți, dacă le pot spune, sunt scoase în față. Mă gândeam acum la ce spuneai tu și vreau să revin un pic la acest rol macro al creștinismului în istorie. Mă gândeam și la perioada de început a creștinismului. Știm și cei care ne urmăresc cunosc acest lucru, faptul că creștinismul apare în Iudeea, dar Iudeea la momentul respectiv era o provincie a Imperiului Roman și creștinismul vine cu alte valori, vine cu alte concepte, vine pe de-o parte pe această linie a monoteismului iudaic. De fapt, creștinismul are influențe certe din iudaism și mă gândeam la faptul că chiar în perioada de început a creștinismului, când am avut persecuții și unele persecuții destul de crunte, de exemplu, dacă ne gândim la perioada lui Nero, dar chiar și ulterior, în secolul III, mă gândesc la, de exemplu, la Dioclețian. De asemenea, un alt aspect pe care l-am înțeles mai profund de curând a fost acela că creștinismul a avut 300 de ani în care, să spunem, s-a luptat ca să fie recunoscut, să fie o religie recunoscută, iar acest lucru s-a petrecut într-o primă fază oficial abia în 313 prin edictul de la Milano al lui Constantin cel Mare, împărat al Imperiului Roman. Și mă gândeam la faptul că aici era o idee pe care voiam să o evidențiez, anume că chiar în perioada respectivă, până la începutul secolului IV, când creștinismul era persecutat, când împărații romani dirijau această persecuție datorată în parte și faptului că creștinii nu
aderau, să spunem, nu acceptau cultul imperial, nu acceptau să ardă tămâie pentru împărat. Deci chiar și în acest context defavorabil creștinismului avem mărturii referitoare la veridicitatea valorilor creștinismului, la modul în care ei își trăiau aceste valori, la impactul poate am spune noi astăzi relativ redus în prima fază al creștinismului în societate, inclusiv în societatea romană. Dacă ar fi să mergem mai departe, iată, vorbim de faptul că e o chestie interesantă. În prima fază vorbim de creștinism, care era o confesiune, să spunem așa, o religie persecutată, apoi, iată, devine o religie recunoscută, având un statut egal cu celelalte religii, cu celelalte culte, pentru ca nu mult timp după aceea să devină singura religie acceptată în cadrul Imperiului Roman, fapt care dă și ocazia multor oportunisme, putem să-i spunem așa. Dar dacă ar fi să continuăm și să merg un pic spre ceea ce menționai tu, anume Evul Mediu, mă gândesc la faptul că după anul 476, cu prăbușirea Imperiului Roman de apus și această disoluție a autorității centrale în partea apuseană a Europei, creștinismul este cel care oferă o coeziune. Această coeziune este păstrată pe tot parcursul Evului Mediu. Menționai tu mai devreme de faptul că creștinismul, prin intermediul bisericii, aș spune eu de data aceasta, a mănăstirilor, duce mai departe anumite valori culturale din trecut, transcrie cărți, călugării erau învățați, mănăstirile devin biblioteci. Vorbim de, iată, de papalitate și vorbim cumva și de această idee cumva de conducere politică. Nu discutăm aici dacă e bine, dacă e rău, ci vreau să vorbesc despre faptul că creștinismul oferă o lumină în contextul respectiv. Alte aspecte referitoare la rolul creștinismului de care ai amintit și tu, pe care le-ai amintit și tu, ar fi acelea că, iată, în perioada Evului Mediu, dar și ulterior, pe lângă mănăstiri, avem aceste centre sociale, avem acest rol al bisericii, pe care biserica și-l asumă, avem această implicare în societate. Ori toate acestea sunt aspecte referitoare la rolul creștinismului în istorie. De asemenea, vorbim de un rol al creștinismului și în partea politică. Foarte important. Practic a schimbat paradigma de gândire. Paradigma de gândire și în ceea ce privește alegerea conducătorilor. Da. Mă gândeam ca să fac un salt peste timp. Avem începând cu secolul 20
implementarea unor ideologii de factură totalitară. Mă gândesc la perioada de după Primul Război Mondial. Generate din creștinism sau? Nu generate din creștinism, dar ideologii totalitare care se folosesc de creștinism pentru a-și extrage esența. Vorbim de o denaturare a creștinismului. Și de a-și crește, bineînțeles, influența, nu numai. Da, pentru că ai niște tipare, ai un pattern, cum ar spune, un model, cum ar spune englezii, care s-a dovedit viabil de-a lungul timpului. Un mod de gândire, un mod al oamenilor deci, de a se relaționa. Deci, până la urmă, comunitatea creștină a devenit o platformă prin care s-a putut, bineînțeles, s-a putut folosi de ea tot felul de... de grupări, aș spune, inclusiv totalitare. Da, și când consider că e bine să punctăm aici și să menționăm concret că ne referim la comunism, ne referim la fascism și ne referim la nazism. Deci, până la urmă, concluzionat, din păcate, o comunitate poate deveni, dacă nu este foarte atentă, comunitatea creștină poate deveni o masă de manevră. Da, pentru că e o chestie interesantă. De exemplu, vorbim și de religii politice. Și există chiar și o carte a unui autor, Eric Voegelin, care chiar așa se intitulează Religiile politice. Comunismul este o religie politică. De ce este o religie politică? Pentru că are cumva preluat modelul din creștinism. Ai în creștinism un conducător suprem la care te raportezi, este vorba de Dumnezeu, este vorba de Hristos, ai un conducător suprem și în să spunem și în comunism, și în fascism, și în nazism. Mă gândeam acum specific la comunism și datorită faptului că și noi am trăit această experiență comunistă. Mă gândeam de asemenea la faptul că Iosif Vissarionovich Stalin, care a fost conducătorul Uniunii Sovietice din 1924 până în 1953, avea pretenția să fie recunoscut ca și tătucul popoarelor. Avem acest mesianism politic, o chestie interesantă, această salvare, această escatologie. Deci iată cum a fost denaturat mesajul creștin. Dar eu consider că putem să vorbim de o platformă politică și pozitivă care are la bază valorile creștine. Noțiunea de libertate, noțiunea de dreptate, sunt valori iudeo-creștine. Exact, de toleranță. Exact. Multe dintre realizările, să spunem, epocii moderne sunt de fapt inspirate din ceea ce a însemnat creștinismul și nu numai, putem merge inclusiv până la legea mozaică, da? Vorbim la decalog și la tot ce a însemnat tradiția aceasta iudaică, să spunem, legea modernă, da? Însă și raporturile, scuze-mă că intervin, Cătălin, da, mă gândeam acum la ce spuneai tu, însă și raporturile dintre indivizi în cadrul societății contemporane și nu numai. Separarea puterilor în stat. Și separarea puterilor în stat, da, care e o chestiune care vine prin intermediul iluminismului și este interesant faptul că, deși iluminismul este blamat și poate că într-o anumită măsură, să spunem, pe bună dreptate, deși e interpretabilă chestiunea asta, ce voiam să spun este faptul că la început iluminismul nu își propune această scoatere a valorilor creștine în afară, ci din contră, plecând de la ele să vadă
cum se pot articula anumite aspecte, inclusiv cele legate de drepturi și libertăți. Drepturi și libertăți cetățenești, am spune noi astăzi. Revenind acum la ceea ce începusem să spun, vreau să evidențiez faptul că în societatea umană avem grupuri sociale. Grupuri sociale care au ca regulă, să spunem așa, niște principii din creștinism. Ai menționat acela legat de toleranță. Ai menționat legea talionului, care la momentul respectiv a avut importanța ei, pe care juriștii o pot explica și evidenția mai clar. Modul acesta de întrajutorare a asemenilor, de a-l privi pe celălalt cu respect, toate acestea consider că sunt niște valori care vin din creștinism, pe care le regăsim în creștinism. Foarte, foarte important. Clar, deci dacă ar fi să tragem o concluzie așa rapidă, am spus deja că creștinismul a împărțit istoria în două și practic de aici a influențat tot ce înseamnă istorie și încă influențează prezentul și, bineînțeles, influențează și viitorul. Putem spune, Cătălin, în completare, la faptul că Europa s-a construit pe baza credinței creștine, deși Parlamentul European nu a mai recunoscut sau nu a evidențiat distinct această sursă construirii Europei, să spunem așa, creștinismul și rolul creștinismului în construcția europeană, în identitatea europeană, trebuie evidențiat și acest lucru. Suntem uimit de ce a putut să facă creștinismul, poate nimeni nu se gândea, dar Dumnezeu este în control și El conduce universul. Așa că, în minutele care mai urmează, aș dori să te întreb, Marius, cum putem noi astăzi, cei prezenți, cei care dorim să vedem modul în care creștinismul, și nu numai, a influențat istoria, unde ne putem găsi resurse, care sunt metodele prin care un om de rând, un om care chiar vrea să știe exact ce se întâmplă, care sunt locurile și metodele prin care își poate cunoaște trecutul, istoria? Acum, întrebarea ta este una complexă, pentru că dacă ne referim la istoria locală, atunci avem surse, avem istorici, dar și aici trebuie făcută o selecție și trebuie văzute valorile pe care aceștia le promovează. În ceea ce privește creștinismul și rolul acestuia în construcția lumii moderne, să spunem așa, pentru că cu tot respectul pentru civilizația trecutului, noi suntem mai degrabă interesați de prezent. Deși influența, așa cum am amintit, se datorează trecutului. Așadar, surse sunt multiple. Avem istorici care s-au aplecat asupra începuturilor creștinismului, asupra rolului creștinismului specific pe anumite perioade, anumite țări sau anumite confesiuni. De asemenea, avem și lucrări generale care nu tratează istoria creștinismului specific, dar din cadrul lucrărilor respective distingem rolul pe care creștinismul l-a avut în
în istorie și în societățile umane. Mă gândeam acum la faptul că, de exemplu, în spațiul românesc, biserica a fost o instituție centrală alături de domnie. Ea a oferit sprijin domniei, domnului, în această construcție statală, în această construcție identitară, fie că recunoaștem sau nu recunoaștem acest lucru. Vreau să mai zic că încă o chestiune care consider că este relevantă și face referire la societatea actuală, anume aceea că biserica nu se poate izola de societatea în mijlocul căreia trăiește, de lumea în care trăiește, ci aceasta trebuie să aibă un rol în, spunem noi, poate chiar în schimbarea societății, dar nu atât, nu văd rolul bisericii ca unul politic, cât mai degrabă ca unul religios. Să schimbe societatea prin valorile pe care aceasta le promovează, prin valorile creștinismului, că tot despre asta este vorba, să fie un exemplu, așa cum spunea și Domnul Iisus, să fiți sare și lumină, să fim un exemplu. Și cred că în felul acesta mai avem o speranță că istoria adevărată poate fi cunoscută măcar prin intermediul celor care o trăiesc. Excelent și foarte bine spus. Dacă ar fi să recomandăm ceva, de exemplu, dacă vorbim în zona evanghelică, aici unde noi suntem, să spunem, mai prezenți și cu informațiile, să spunem, mai de actualitate, dacă ar fi să recomand, de exemplu, despre istoria baptiștilor, ce recomanda? Dacă ar fi să sintetizez și să reiau într-un mod ordonat, vorbim în ceea ce privește pe baptiști de activitatea, să spunem, amplă, într-o anumită măsură, desfășurată de Alexa Popovici și Ioan Bunaciu cu lucrări pe istoria baptiștilor. Alexa Popovici are și pe istoria anabaptiștilor, inclusiv referit la România. Bunaciu vine mai departe și are informații și despre istoria bisericilor baptiste. De asemenea, eu m-am ocupat de istoria baptiștilor și am scris o carte privind relația dintre biserică și stat, cazul bisericilor baptiste în perioada comunistă. Mergând mai departe, în ceea ce privește istoria bisericii penticostale, îmi vin în minte acum lucrările și activitatea desfășurată de către domnul profesor Valeriu Andreescu sau Ciprian Bălăban sau de către Vasilică Croitor. În ceea ce privește Biserica Creștină după Evanghelie, mă gândesc la cărțile de istorie ale tânărului istoric Bogdan Emanuel Răduț, de asemenea pe partea de identitate a domnului profesor Rusu și de asemenea pe partea de identitate, respectiv identitate baptistă, mă gândesc la lucrarea domnului profesor Orniel Bunaciu. În ceea ce privește Biserica Adventistă, îmi vine în minte acum activitatea desfășurată de către domnul profesor Gheorghe Modoran.
Îți mulțumesc foarte mult, Marius, pentru emisiunea din seara aceasta. A fost o discuție excelentă, așa cum mă și așteptam de altfel. Și dorința mea este să mai continuăm asemenea discuții pe teme istorice și mai ales despre impactul creștinismului în istorie. Probabil, dacă vom fi sănătoși și vom putea face împreună, aș dori să discutăm despre cruciade, despre inchiziție, despre influența Bisericii în Statele Unite, în Asia, practic tot ce înseamnă mișcarea aceasta creștină și influența ei. Noi îți urăm succes în activitatea pe care o faci, o activitate de cercetare. Dumnezeu să te binecuvânteze și de asemenea să ne revedem cu bine. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru oportunitatea de a fi prezent la o discuție întotdeauna interesantă, captivantă aici, în studio la ProDocens, și aș veni cu o completare. De ce să nu discutăm și despre impactul comunității evanghelice în România, despre perioada interbelică sau perioada comunistă de care m-am ocupat, pentru că și aici vedem modul în care creștinismul, să spunem așa, a reușit să ofere o lumină în întunericul comunismului. Cu siguranță o vom face și pe aceasta. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim. Până data viitoare vă spunem la revedere!